Când lucrăm, îi considerăm pe alții ca fiind une superiori. Involuntar, devenim geloși și ne temem că vom fi depășiți. Pentru a ne păstra statutul, putem chiar să-i reprimăm și să-i excludem pe alții. Ce fire coruptă se ascunde în acest comportament? Și cum o putem rezolva? În anul 2017 mi-am început datoria în biserică. Dintre toți frații și surorile de acolo, eu eram cea mai tânără și credeam în Dumnezeu și îmi făceam datoria de cel mai scurt timp. Totuși, am fost promovată, așa că am avut un sentiment de superioritate. În decembrie, am fost desemnată să conduc câteva grupuri care făceau lucrarea de udare. Conducătoarea a avut părtășie cu mine și m-a încurajat să-mi fac bine datoria. Am fost atât de flatată. Ea era mereu ocupată, așa că venirea ei m-a făcut să cred că se bucura că am fost promovată. Am crezut că o să le spună celorlalți frați și surori despre mine, după care ei mă vor admira cu siguranță și mă vor felicita că am fost promovată atât de tânără. Acest gând m-a bucurat nespus. Mhm. Mm după o vreme, am remarcat că sora Ai Guang făcea progrese rapide învățând udarea noveniților. Frații și surorile o leudau și au ales-o lider de grup. Ar fi trebuit să fie un motiv de bucurie, dar o umbră de îngrijorare mi-a străfulgerat sufletul. Ai Guang e atât de remarcabilă încât ar putea fi promovată în curând. Am fost cuprinsă de un sentiment de pierdere. Tot se concentrau asupra ei, iar ea se descurca mai bine decât mine. Dacă ar fi din nou promovată, conducătoarea ar aprecia-o și ar vorbi adesea despre ea cu frații și surorile, iar pe mine nu m-ar mai aprecia nimeni. Mi-am simțit sufletul gol și am fost cuprinsă de tristețe. Nu am vrut să se întâmple asta. Nici măcar n-am vrut ca Ai Guang să rămână liderul grupului. După o lună, am văzut că lucrarea pe care Ai Guang o supraveghea era mai puțin eficientă. După ce am investigat, am aflat că s-a complăcut cu situația, s-a lăudat în fața celorlalți și și-a făcut datoria fără a căuta principii, iar asta i-a diminuat eficiența. M-am gândit. Ai Guang n-a urmat calea ca cea dreaptă ca lider de grup, ceea ce ar îngreuna lucrarea. Nu e potrivită să fie lider de grup? Brusc mi s-au luminat ochii. Dacă Ai Guang nu ar fi lider de grup, nu ar fi promovat. I-am spus repede colegei mele, sora Xin. Ca lider de grup, a urmărit prestigiul și statutul iar rezultatele ei au scăzut. Nu mai este potrivită. Ca să o convin pe Xin să fie de acord cu mine, am mai spus. Înainte, am lucrat cu Ai Guang. Toată lumea spunea că era de calibru slab și nu ar fi fost bună ca lider de grup. Zen Xin a ascultat ce i-am spus și mi-a sugerat să raportez conducătoarei. Dar aceasta mi-a răspuns la scrisoare spunând că Ai Guang a fost doar temporar într-o stare proastă, dar încă putea face lucrare practică și mi-a cerut să o ajut mai mult pe Ai Guang. Ah, și ai ajutat-o? Nu. După o vreme, am văzut că starea lui Ai Guang nu se îmbunătățise. Nu numai că nu am ajutat-o, dar mă săturasem de ea. Am tratat-o cu nerăbdare, spunând că nu a urmărit adevărul, și că rezultatele slabe erau cauzate de goana după prestigiu. După ce am tratat-o așa, a devenit și mai negativă. A început să se definească, starea ei s-a înrăutățit, iar eu am fost și mai convinsă că nu mai putea fi lider de grup și am raportat conducătoarei, dar aceasta mi-a răspuns că Ai Guan putea accepta adevărul și avea nevoie de timp pentru a-și ajusta starea. Uh -huh. Asta nu mi-a plăcut deloc. Starea lui Ai Guang era groaznică. De ce trebuia să fie ea lider de grup? Trebuia să mă gândesc la lucrarea bisericii. Așadar, i-am scris unui al conducător și i-am spus: Când Ai Guang a devenit lider de grup, i-a urmărit prestigiul fapt care a perturbat lucrarea noastră. Nu poate fi lider de grup. Cuvintele mele nu erau obiective. L-am derutat pe conducător. Drept rezultat, Ai Guang a fost demisă. Am auzit că după aceea ea a devenit foarte pesimistă și se definea. Ți-ai dat seama la acea vreme că era ceva greșit? M-am simțit puțin vinovată, dar nu m-am gândit la asta. După ce a trecut ceva timp, unii au scris pentru a preciza că am fost prea aroganți când am demis-o pe Ai Guang. Conform principiilor, ea putea face lucrare practică, iar acum, fiindcă a fost demisă, n-am putut găsi un lider de grup pentru a o înlocui și astfel rezultatele lucrării au rămas slabe. După ce am citit scrisoarea, m-am speriat puțin. Știam că am tulburat lucrarea bisericii. Într-o zi am citit acest pasaj. Întrucât anticriștii urmăresc reputația și statutul, discursul și acțiunile lor sunt cu siguranță menite să le mențină aceste lucruri. Ei pun reputația și statutul mai presus de orice. Dacă există o persoană de calibru bun care urmărește adevărul în jurul unui anticrist, cineva care are un anumit prestigiu printre frați și surori, care este ales drept conducător de grup și întâmpină aprecieri și laude din partea tuturor fraților și surorilor, ce se va întâmpla cu anticristul? cu siguranță va fi nefericit în inima sa și va deveni invidios. Și dacă este cu adevărat invidios pe acea persoană, ce va face? În primul rând, își va face calcul în mintea sa astfel. Calibrul acestei persoane nu este rău. Știe câte ceva despre lucrare. De fapt, este mai bună decât mine. Acest lucru ar fi avantajos pentru casa lui Dumnezeu, dar nu și pentru mine. Oare îmi va fura statutul? Dacă ar ajunge chiar să mă înlocuiască? N-aș fi atunci într-o situație dificilă? Trebuie să fac prima mișcare. Dacă într-o zi și-ar deschide aripile, atunci nu mă voi mai putea ocupa de ea cu ușurință. Nu va fi prea târziu atunci? Mai bine fac o mișcare mai devreme decât mai târziu. Dacă aștept prea mult, voi fi dezavantajat în fața sa. Atunci, ce ar trebui să fac? Unde, mai exact, ar trebui să-mi fac mișcarea? Trebuie să găsesc o scuză, o oportunitate. Dacă cineva vrea să facă pe altcineva să sufere, ați spune că i-ar fi ușor să găsească o scuză sau o oportunitate pentru a face acest lucru? Care este unul dintre șiretlicurile pe care le folosește diavolul? Cel care are în gând să-și bată câinele, își va găsi cu ușurință bățul. Corect! Cel care are în gând să-și bată câinele, își va găsi cu ușurință bățul. Acesta este genul de logică și situație care există în lumea satanei. Cu siguranță nu există lucruri de acest gen acolo unde este Dumnezeu. Dar un anticrist le va face. Un anticrist se gândește: Cel care are în gând să-și bată câinele, își va găsi cu ușurință bățul. Voi lansa o acuzație împotriva ta. Voi găsi o ocazie de a te face să suferi și îți voi da peste nas. Astfel încât frații și surorile să înceteze să te aprecieze atât de mult și să nu te mai voteze drept conducător de grup data viitoare. În acest fel, nu voi mai fi amenințat, nu-i așa? Dacă înlătur problemele viitoare înainte ca acestea să crească și elimin un adversar, atunci mă voi simți mai în siguranță, nu-i așa? Frământându-se astfel în capul său, Poate părea el pașnic la exterior? Având o natură de anticrist, este el capabil să îngroape aceste gânduri și să nu acționeze niciodată conform lor, în niciun caz? Cu siguranță s-ar gândi la o modalitate de a acționa conform acestora. Asta este ceea ce îl face pe un anticrist să fie rău. Amin. Amin. Dumnezeu ne cercetează inimile. El dezvăluie manifestările și gândurile prin care antihriștii îi reprimă pe oameni. Da. da. Dumnezeu dezvăluie că antihriștii au fir vicioase. Ei vor recurge la orice mijloace pentru a-i pedepsi pe cei care le amenință statutul, chiar și la zvonuri, calomnii și înscenări. Mi-am dat seama că, prin demiterea lui Ai Guang, am avut comportamentul unui anticrist. Când am văzut că progresa mai repede ca mine, m-am temut că va fi promovată și va fi apreciată de ceilalți în locul meu, așadar, de-abia am așteptat ca ea să facă o greșeală. Când am văzut că ea urmărea prestigiul și statutul și că lucrarea nu era eficientă, am încercat să mă folosesc de asta pentru a o demite. Și am etichetat-o intenționat ca fiind de calibru slab, sperând să o înșel pe conducătoare. Când conducătoarea mi-a cerut să o ajut, eu n-am făcut-o și am sperat că starea surorii Ai va rămâne proastă. Când am văzut că nu o demite, am găsit un alt conducător care să se ocupe. De fapt, Știam că Ai Guang doar dezvăluia o fire coruptă, că era dispusă să reflecteze și că dacă ar fi primit ajutor, putea continua datoria odată ce starea ei era ajustată. Dar pentru a o împiedica să fie promovată sau apreciată de ceilalți, am profitat de stricăciunea ei, am certat-o și am dat vina pe ea pentru ineficiența lucrării ei, ceea ce a făcut-o să fie și mai pesimistă. Nu m-am oprit până când n-a fost demisă. Reflectând asupra ceea ce am făcut, mi-am dat seama că m-am purtat ca un antichrist. Eram atât de vicioasă. Mi-am amintit că atunci când eu și Ai Guang lucram împreună, ea chiar m-a ajutat când eram pesimistă dar eu nu doar că n-am ajutat-o când a fost și ea pesimistă, ci am judecat-o pe la spate și am pedepsit-o. Cum am putut face un lucru atât de inuman? Când m-am gândit cât de negativ a fost starea lui Ai Guang după ce a fost demisă, am avut remușcări mari. Lucrarea grupului supravegheat de ea a fost ineficientă o lungă perioadă de timp, iar asta avea legătură cu mine. Eu am fost cea care a tulburat lucrarea bisericii. Gândindu-mă la asta, am simțit și mai multă remușcare. În acea noapte am plâns. Am știut că era o fără de lege, o faptă rea. În acea perioadă. M-am simțit foarte chinuită. La gândul faptei mele rele, simțeam doar vinovăție. M-am rugat lui Dumnezeu. Dumnezeule, nu voi reprima oamenii talentați. Vreau să mă pocăiesc. Mm -hmm. Slavă lui Dumnezeu! E bine să poți să te pocăiești după ce ți-ai descoperit fără de legea. Da. Da. Mai apoi, m-am întrebat... Cum am putut face un astfel de lucru fără să-mi tulbur conștiința? Am citit acest fragment. Prețuirea antihriștilor față de statutul lor o depășește pe a oamenilor normali și este ceva din esența lor. Nu e un interes temporar sau efectul tranzitoriu al împrejurimilor, e ceva înăuntru vieții lor în oasele lor și astfel este esența lor. Altfel spus, în tot ceea ce face un antichrist, prima sa considerație este propriul statut și prestigiu, nimic altceva. Pentru un antichrist, statutul și prestigiul sunt viața sa și scopul său de viață. În tot ceea ce fac Prima lor considerație este ce se va întâmpla cu statutul meu și cu prestigiul meu. Oare această acțiune îmi va aduce mai mult prestigiu? Oare îmi va ridica statutul în mintea oamenilor? Acesta e primul lucru la care se gândesc, ceea ce e o dovadă amplă ca au firea și esența specifică antihriștilor. Altfel, n-ar ține cont de aceste probleme. Se poate spune că, pentru un antichrist, statutul și prestigiul nu sunt vreo cerință suplimentară, cu atât mai puțin ceva străin de care s-ar putea lipsi. Ele fac parte din natura antichriștilor, sunt în oasele lor, în sângele lor, sunt înnăscute în ei. Lor le pasă mult de statut și prestigiu. Nu aceasta e atitudinea lor. Atunci care este? Statutul și prestigiul sunt strâns legate de viața lor, de zi cu zi, de starea lor, de cele pentru care se străduie zilnic. Astfel, pentru antihriști, statutul și prestigiul sunt viața lor. Indiferent de modul în care trăiesc, indiferent de mediul în care trăiesc, indiferent de munca pe care o fac, indiferent pentru ce se străduiesc, care sunt obiectivele lor, care este direcția vieții lor. Totul se învârte în jurul faptului de a avea un rang înalt. Și acest scop nu se schimbă. Ei nu pot lăsa niciodată deoparte asemenea lucruri. Aceasta e adevărata față a antihriștilor și esența lor. Mm. Amin. 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 Cuvintele lui Dumnezeu mi-au dezvăluit că antihriștii trăiesc pentru prestigiu. Ei îl consideră viața lor, așadar ei luptă contra celorlalți pentru asta și chiar îi pedepsesc pe oameni. Pentru ei orice faptă rea e justificată. Așa e. Am văzut că eram exact ca un antihrist. Îmi plăcea prestigiul, îmi plăcea să fiu admirată și lăudată, și urmăream statutul ca pe ceva pozitiv. Când am fost promovată, m-am simțit apreciată de conducătoare. Chiar am bănuit că ea va spune ceva despre mine celorlalți și frații și surorile mă vor lăuda. Când am văzut că a progresat rapid și a devenit lider de grup, m-am temut că va fi promovată și mă va depăși, și nu voi mai fi apreciată. înainte ca interesele mele să fie implicate, m-am înțeles normal cu Ai Guang. Dar imediat după asta, am folosit tactici viclene pentru a o reprima, pentru a menține poziția în inimile oamenilor. N-am ezitat să denaturez faptele și mi-am dorit să fie suspendată. Dorința mea de prestigiu era prea puternică. Nu mă puteam gândi decât la cum să obțin statut. Dar când am reprimat-o, conștiința mea nu a fost deloc tulburată. PCC-ul permite oamenilor doar să se închine și să urmeze partidul. Iar când cineva îi amenință dictatura, încearcă prin toate mijloacele să defăimeze și să persecute. Pentru a stabiliza poziția, ucide fără milă, până în punctul în care cerul îl disprețuiește, iar asta a cauzat dezastre naturale. Dacă aș fi continuat să urmăresc prestigiul și statutul, nici nu știu ce rău aș fi putut să fac. Iar la final aș fi fost pedepsită de Dumnezeu pentru că am făcut mult rău. Am simțit că eram îngrozitoare și nu am vrut să trăiesc așa. M-am rugat des cerându lui Dumnezeu să mă scoată din robia prestigiului. Mm -hmm. Apoi am citit două pasaje și am înțeles mai multe despre esența căutării prestigiului. Mm. Ce folosește Satana pentru a-l ține pe om sub controlul său strict? Faima și câștigul. Satana folosește faima și câștigul pentru a controla gândurile omului? Până când asta este tot la ce se poate gândi. Ei se luptă pentru faimă și câștig, suferă greutăți și îndură umilirea. Sacrifică tot ce au și vor judeca, și hotără orice pentru faimă și câștig. În acest fel, Satana îi leagă pe oameni cu lanțuri invizibile, iar ei nu au nici puterea și nici curajul. De a se debarasa de ele. Fără să știe, ei poartă aceste lanțuri și se tărăsc mereu înainte, cu mare dificultate. Pentru faimă și câștig, omenirea se ferește de Dumnezeu și îl trădează și devine nemernică. Așadar, fiecare generație este distrusă, în mijlocul faimei și câștigului satanei. Oamenii cred că, odată ce au faimă și câștig, au mișluat cele necesare ca să se bucure de glorie, bogăție și viață. Că prin ele au capitalul pentru a se veseli și a se deda plăcerilor nesăbuite ale trupului. Pentru faima și câștigul la care răvnesc atât, oamenii de bună voie, totuși fără să știe, îi predau satanei, trupurile și mințile lor, tot ceea ce au, Viitorul și destinele lor, toate revin satanei. Ei fac astfel fără niciun moment de ezitare, ignorând nevoia de a recupera tot ceea ce au predat. Se mai pot controla oamenii odată ce s-au refugiat astfel în satana și au devenit loiali acestuia? Cu siguranță nu. Ei sunt controlați complet și total de satana. S-au scufundat complet și total într-o mlaștină și nu se poate elibera niciodată. Amin. Amin. După ce am citit cuvintele lui Dumnezeu, am înțeles că așa îi corupe Satana pe oameni. Dacă voiam să scap de robia faimei și statutului, trebuia să văd clar cum Satana le folosește pentru a-i controla pe oameni și a le face rău. Uh -huh. Da? De-a lungul copilăriei mele, la școală, în societate și în familie. Toți mi-au spus că trebuie să ies din mulțime pentru a aduce onoare mie și părinților mei, dar și pentru a fi lăudată. Am fost de acord cu păreri precum fii deasupra celorlalți onorează strămoșii sau faima din această viață dăinuie o sută de generații. Mai ales când am văzut cum oameni celebri sunt ținuți minte generații întregi am simțit că o astfel de viață merită trăită și chiar mi-am dorit să fiu astfel așa e astfel de păreri sunt înrădăcinate în inimile noastre da. da după ce am crezut în Dumnezeu când eram promovată și apreciată am sperat că ceilalți vor vorbi între ei despre mine și să am loc în inimile lor Asta m-ar fi mulțumit. Acum, după ce am citit cuvintele Lui Dumnezeu, știam că acest scop e rău. Doar diavolii și satana vor mereu să ocupe inimile oamenilor și să lase o impresie permanentă asupra lor. Așa e. Da. PCC-ul se străduiește să se impună, să-i facă pe oameni să îi se închine și să-L urmeze ca pe Dumnezeu și nu trește iluzia de a lua locul Lui Dumnezeu. Astfel încât, chiar și după dispariția lui, să îi se ridice o statuie. Oare nu era și firea mea la fel? Îmi doream un loc în inimile oamenilor și voiam să fiu lăudată. Ambiția mea era prea mare. Mă aflam într-un impas. Acum am discernământ despre gândirea satanică precum fi deasupra altora și faima din viața asta doi nu o sută de generații. Urmărind aceste lucruri, căutăm să avem un loc în inima celorlalți. Adică să îi ne împotrivim lui Dumnezeu. Da, așa e. În trecut, mi-a plăcut mereu să fiu apreciată de ceilalți și am crezut că prestigiul îmi putea aduce fericirea. Dar adevărul e că urmărirea statutului mi-a adus doar durere mi-am rănit sora și m-am împotrivit lui Dumnezeu. M-am gândit la Pavel, care adesea mărturisea despre el însuși și căuta să fie admirat. Atât de mulți credincioși l-au admirat timp de 2000 de ani și chiar l-au tratat ca pe Dumnezeu. Pavel i-a adus pe oameni înaintea sa și a ofensat firea lui Dumnezeu, așa că a fost pedepsit. Iar acum e încă ars de flăcările iadului. Asta e o lecție pentru noi. Mm -hmm. Da. Îmi dau seama și că a face rău, a-te împotrivi lui Dumnezeu și a suferi pedepsa veșnică pentru a obține o apreciere de moment și o plăcere temporară, sunt o mare nesăbuință. Da. da. Mai apoi am căutat o cale de practică în cuvintele lui Dumnezeu. Mm -hmm. Dăm voie. Bine. Aici. Bine. Atunci când dai impulsul și dorința constantă de a concura pentru statut, trebuie să-ți dai seama la ce lucruri rele va duce acest tip de stare dacă este lăsată nerezolvată. Așa că nu pierde timpul căutând adevărul, elimină dorința de a concura pentru statut înainte ca aceasta să crească și să se maturizeze și înlocuiește-o cu practicarea adevărului. Atunci când practici adevărul, Dorința ta de a concura pentru statut va fi diminuată și nu vei interfera cu lucrarea Bisericii. În acest fel, Dumnezeu își va aminti de acțiunile tale și le va lăuda. Prin urmare, ce încerc să subliniez? Următorul lucru, trebuie să scap de dorințele. Și ambițiile tale înainte ca acestea să dea roade și să ducă la o nenorocire. Dacă nu te ocupi de ele cât timp sunt încă la început, vei rata o oportunitate grozavă. Și odată ce au condus la marea nenorocire, va fi prea târziu pentru a le înlătura. Dacă îți lipsește chiar și voința de a renunța la trup, îți va fi greu să pășești pe calea urmăririi adevărului. Dacă întâmpini în piedici în căutarea prestigiului și nu-ți vii în fire, e periculos. Se poate să fie alungat. Când cei care iubesc adevărul întâlnesc unul sau două eșecuri în ceea ce privește reputația și statutul, ei sunt capabili să se lebe de complet de acestea. Ei pot să vadă clar că reputația și statutul nu au deloc valoare. Și sunt hotărâți. Chiar dacă e posibil să nu mai aibă niciodată statut, să continue să urmărească adevărul, să continue să-și facă bine datoria și să fie martori pentru Dumnezeu. Chiar dacă sunt adepți obișnuiți, pot să urmărească până la capăt. Și tot ce vor e lauda lui Dumnezeu. Numai aceștia sunt oameni care iubesc sincer adevărul și sunt hotărâți. După ce au văzut casa lui Dumnezeu alungând, mulți antihriști și oameni răi, unii dintre cei care urmăresc adevărul, văd eșecul antihriștilor și reflectează la calea aleasă de aceștia. Astfel, ei înțeleg voia lui Dumnezeu, se hotărăsc să fie adepți obișnuiți și să se concentreze pe urmărirea adevărului. Chiar dacă Dumnezeu spune că sunt făcători de servicii sau de generați, ei se mulțumesc să fie persoane umile în ochii lui Dumnezeu, adeți mici, nesemnificativi, care sunt în cele din urmă numite creaturi acceptabile de către Dumnezeu. Doar acestea sunt persoane bune și care vor fi lăudate de Dumnezeu. Mm. Mm. Amin. Amin. Cerințele lui Dumnezeu sunt practice. El nu ne-a cerut niciodată să fim faimoși, măreți sau să ieșim din mulțime. Speră că îi putem asculta cuvintele, că îi putem da ascultare într-un mod pragmatic și că putem face lucrurile bine. Da. Odată ce cunoști voia Lui, nu-ți vei mai face griji pentru prestigiu și statut. Așa, Așa e. e. M-am gândit la Petru. El n-a urmărit statutul, nici nu s-a axat pe admirația oamenilor, ci pe iubirea Lui Dumnezeu. Și și-a impus să practice adevărul pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu. În aparență, nu era la fel de faimos ca Pavel, dar el a ales calea succesului. Dumnezeu i-a lăudat căutarea și l-a desăvârșit pe Petru. Da. da. Pavel nu a căutat adevărul și chiar dacă a fost venerat de nenumărați credincioși, el a luat calea eșecului, iar firea lui nu s-a schimbat. A fost alungat și pedepsit de Dumnezeu. Da. Mm. Da. Eu am crezut în Dumnezeu și chiar dacă am fost promovat de în mod repetat, nu am căutat adevărul și nu am prețuit șansa de a-mi îndeplini datoria. În schimb, am urmărit mereu faima și mi-am mirosit șansele de a dobândi adevărul. Tot ce am obținut îndeplinindu-mi datoria a fost regret. Am înțeles că urmărirea statutului nu e calea cea bună cel mai mult contează să căutăm adevărul și să-i urmăm cerințele. Numai atunci putem obține mântuirea lui Dumnezeu. Amin, da. În plus, am găsit o cale de practică în cuvintele lui Dumnezeu. Când vreau să concurez cu alții pentru faimă, trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu să mă rog lui și să practic adevărul. Doar așa pot să nu-mi urmez firea satanică și să nu mă împotrivesc lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Da. Ulterior, am plănuit să o pregătim pe sora Yang Nian Nian și să o promovăm să lucreze cu noi în datoria ei. Dar când am văzut că alții spuneau că avea calibru bun și înțelegere, am început să simt o ezitare. Ea era mai tânără decât mine și avea calibru bun. Dacă era promovată, nu ajungea în curând să mă depășească? M-ar mai fi admirat cineva? Nu ar fi mai bine să nu o pregătesc? Mi-am dat seama că dorința mea de prestigiu își făcea iar apariția, așadar. m-am rugat imediat lui Dumnezeu. Știam că lucrarea Bisericii necesită colaborare. Reprimarea talentului însemna năruirea lucrării Bisericii, să-i fi ostil lui Dumnezeu. M-am lepădat de mine în mod conștient și am pregătit-o penianen. sperând că va putea lucra cât mai repede. Când am practicat în acest fel, m-am simțit liniștită. Slavă Lui Dumnezeu! Prin aceste experiențe, fără judecata cuvintelor Lui Dumnezeu, nu aș putea reflecta asupra mea. Aș putea doar să trăiesc prin firile mele corupte și să fac rău. Acum dețin puțin autocunoaștere e rezultatul citirii cuvântului lui Dumnezeu și e mântuirea lui pentru mine. Slavă lui Dumnezeu!